Radio Vocea Speranței Vă salut, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață. O problemă majoră cu care se confruntă părinții este plânsul nocturn al copilului. De ce plânge copilul noaptea și cum facem față acestei provocări, discutăm cu psihologul Diana Ștefăneț. Bine ați venit la noi, doamna Diana! Bună ziua! Să știți că chiar că abordăm astăzi o problemă drastică, plânsul, fiindcă noi părinți când vedem copilul meu plânge, suntem ca cloșca cu pui, care exact. doamne ce s-a întâmplat și de ce noi trebuie să identificăm totuși ce forme de plâns sunt fiindcă cele mai actuale sunt famea, de fapt plâns din cauza foamei, că este foame plâns din cauza durerii dacă așa să luăm uh -huh. și desigur atenție plâns din cauza plictisirii. Ah, dacă vorbim de cauze, da, care da, sunt cauzele. Da, da, da. Și atunci, imediat, adică noi, dacă identificăm, aha, e foame, este murdar, are nevoie de schimbat scuticul sau totuși se plictisește și are nevoie să apar, apar acolo în obiectivul lui. Uh -huh. și, cum, și, cum, ne dăm seama? De ce plânge copilul? Uitați-vă aici, cred că undeva fiecare părinte deja are ochiul său, cum zic eu, da? Adică începe să vadă, aha, am schimbat scuticul acum 5 minute, înseamnă că nu din cauza aceasta. L-am hrănit acum o oră, n-ar trebui să fie foame. Aha, înseamnă că el se plictisește sau se simte prea mult singur. Și de aceea, de, de, fapt, copilul de la hai să zicem, de la două luni, în pătucul lui ar trebui să aibă jucării sunătoare, jucării ca în moment când tu nu ești 5-10-15 minute, el să-și găsească ocupație, el să o atingă și acel sunet să distragă atenția. Este foarte normal acest lucru. Nu înseamnă că tu 24 din 24 de minute ești lângă copilul tău să vezi <laughs> și el, de fapt, el trebuie să se deprindă să fie și fără tine. Să, să nu formăm această dependență în care când ajunge etapa a merge la grădiniță, e și așa o etapa să se adapteze și plâng, dar atașamentul prea mare face dificultăți și pentru copil și pentru părinte. Adică să-i oferim dar totul cu măsură, cam așa, da? Da, dar măsura aceasta... Iată, măsura e diferită a, de la așa, un părinte la altul. De ce ar fi măsura ca la chine, jumate la jumate? Știți ce mai este important cu plânsul? Fiindcă foarte mulți se observați când suntem parcă educați de generațiile mai mari, nu luăm în brață când plânge că îl deprins și îl răsfățăm. Da. Să știți că nu e adevărat și mă bucur pentru mamele care au puterea să zică e este copilul meu, eu decid, nu vă amesticați. Și atunci este ok ca tu în primele șase luni să iai copilul în brațe, să-l să răsfeți, să vorbești cu dânsul, să-i spui un cuvânt de alint, să-l gâdili și în felul acesta tu îl faci pe el să oprească plânsul. Fiindcă de fapt uneori plânsul este pur și simplu ca o reacție normală. Și vreau să mai dau înc încă patru exemple. Când plânsul poate că este normal. Adică nu, Așa. nu întotdeauna este o problemă, da? dar vorbim acum și despre problemă. Așa. Deci, deci unul, deci este normal ca un bebeluș un sugar până la trei luni chiar să plângă și două ori pe zi. Deci nu înseamnă că două ore intens, da? Dar a plâns acum 5 minute, sara a plâns vreo jumătate de oră. Care colici poate, da, da, și da. da. Și în total, adică este normal ca un copil să plângă. De ce? Fiindcă altfel tu nu vei ști că doare, că este murdar sau este foame, de exemplu. Un alt aspect. Este normal să mai aibă copilul cum ar fi, știți cum, zile rele sau să nu aibă dispoziție. Ca noi toți. Da, da, da. Fiindcă ne influențează cumva acest lucru. Sau este, poate să agitat pe parcursul zilei acolo într-o perioadă. Și este ok. Dacă e agitat toată ziua, este nevoie, desigur, să vedem din ce cauză. Poate această durere plânsă din cauza durerii de urechi, pe care el nu-ți arată cu mânuța că îl doare urechea și tu nu înțelegi. Și atunci este nevoie, dacă tot plânge, plânge și nu se liniștește, de a apelat la medic. Încă o cauză când este normal că copilul plânge, tot totuși este copilul meu. Um, să știți că dacă să comparăm când mai mult plânge copilul ziua sau noaptea, ați observat că noaptea. Adică ziua el ne vede și este ok. Noaptea nu ne vede și poate plânge. Deci nu din cauza că e noapte și el suntem. El nu știe ce înseamnă noapte. El pur și simplu nu ne vede pe noi. Și încă un aspect foarte important, să știți că uh, undeva după unii specialiști zic la, după două luni, alții după trei luni. Deci copilul se liniștește, mai puțin plânge. Adică deja poate fi maxim o oră pe zi. Adică 5 minute, 10 minute și în total. Dar să știți că avem chiar că părinți, cum am, undeva și eu câte da, eram, adică nu-mi place că copilul plângea și adică încercam să-i să-i acest plâns. toate că se zice că este copilul să plângă, este sănătos copilul să strănute, fiindcă se curăță nasul, da, într-un fel spus. Pentru plămâni e bine, cineva spunea uh, că... Ei, nu știu, nu, dacă uh, e medical da, da, da asta. ok, asta e... un a, poate, fi, poate, și poate, dar este ideea um, să vedem că dacă el se liniștește tu l-am lăsat și el 5 minute și s-a liniștit. Poate fi și situația când tu faci totul, este uscat, este hrănit, tu ești lângă el și el plânge. Atunci tu poți să-l Uite, o oră întreagă, te-ai luptat, ai fost la medic, el este sănătos, dar el tot plânge. Adică ar fi bine că putem să-l lăsăm. Zici, deci, nu te singur să se liniștească. Nu când plânge isteric, tu vezi cum se face roșu, dar Nu, noi vorbim de un plâns când așa, așa, deși... Scâncește, da. Da, e ca scâncește foarte bine. Ii, 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 și tot, adică nu știi ce să faci cu el. Când apare ca problemă, da? Uitați-vă, este foarte important, mai ales pentru mamele care e primul copil, noi ne agităm la orice ce se întâmplă. Adică, plânge, e sănătos, nu s-a îmbolnăvit și mai departe. de ce noi trebuie să fim atenți, mai ales obiectele pe care noi le purtăm, să nu fie ceva care îl înțeapă. Și tu vezi, el e uscat, el e hrănit, dar el mai departe plânge. Ce s-a întâmplat? Și atunci haina nouă poate să aibă etichetă ceva care să-l... Ah, hainuța lui? Da, asta da, pe... da, 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 să iritare. Poate fi cealaltă idee, imaginați-vă chiar cineva din cunoscuții mei povestea, copilul bote a fost botezat, i s-a pus la cu cruciuliță și până a doua zi, de fapt, s-a iritat pielea, uh -huh. da? Și era roșu și copilul plângea. Da, și, da. Adică, corpul să străim, Da, Adică corpul... nu trebuie să observăm ce se întâmplă. Nu din cauza că... Dar să fim atenți la ce se da. întâmplă. Încă e foarte important dacă vorbim de numai decât iritarea aceasta a pamperului care este și e, da? adică e, care apare pe fesele noastre da? adică, și atunci să fim atenți el este, cum să zicem la noi, la moldoveni opărit da, da? Da. și atunci acest moment iar, e foarte dureros și neplăcut pentru copil dar să știți că cu avem talc, pudră, adică sunt preparate care diminuează într-o zi, două, trei și să știți că ajută. Adică copilul și mai târziu noi vom fi atenți ca să nu producem iar această stare în care să, poate copilul să fie supraîncălzit. De ce nu trebuie să fim atenți haina aceasta îl strânge sau este liber? Este frig sau este cald? Unii copii plâng apropo că este cald, altul plânge că este frig. De ce este important? Uh, Mi este foarte interesant poziția, poate a unor pediatri, poate a unor părinți, că uh, este bine în cameră să fie temperatura aceea și copilul când pune o mână este transpirat, rece, nu este bine. Deci tu când pui mâna pe copilul tău, tău trebuie să vezi că el este călduț, nu fierbinte și tu vezi că el nu este transpirat. Deci asta este important ca tu să observi. Desigur mai este un aspect că sunt doi părinți. Poate tăticul este așa Poate mai mica este așa Și atunci este ok Deci este foarte important mai mulți factori să-i analizăm Să nu fie că am zis acum că uh, Trebuie să fie temperatură mai caldă da, în cameră da. Dar în moment când este răcoare Copilul totuși altfel uh, e, Ca și cum ar fi fost mai bine să fie un pic mai răcoare Decât prea cald Deci că acest moment este tot foarte deranjant pentru copil ce să facem când copilul plânge de care ar fi câteva acțiuni de, 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 care e foarte importantă adică să le observăm copilul cu cât crește poate să mai apară frica da? și atunci acest la plas? ce vârstă apar fricile? Uh, cred că, să știți că uh, e, e normal când copilul plânge uitați, a fost vaccinat el ține minte imaginea uh -huh, acestui uh -huh. adult și când a doua oară vine el mă anunță, eu nu vreau la această tante, eu nu vreau acolo, adică, fiindcă el ține minte, a memorizat. Dar treptat aceasta, adică cu cât înaintăm, noi îl el, el liniștim, și el se diminuează, dispare aceasta. Se înțeleg aplică. că ține minte emoția, nu da, evenimentul. Da, 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 da. Și atunci urmează și încă un aspect important legat de plâns. Uh, unii părinți fac această greșeală, îl sperie la menință Ea ca-l duc la medic și a ți o injecție, Ea ca am schimb polițistul, și o să de pedepsească Uite, nu sunt nu sunt corecte aceste lucruri, fiindcă de fapt acel plâns care urmează, deci tu ești satisfăcut, gata, el s-a liniștit, adică nu mai s-a speriat e. și s-a liniștit. Da, da, uh -huh. da. Dar urmează Alte probleme mult mai târziu, într-un fel spus, care sunt mai greu de, de oprit. Dar nu, nu este plâns normal și este plâns problematic, uite, hai să spunem. Nu toate plânsurile duc la traumă. Așa? Adică să nu, nu, să nu ne gândim, uite acest moment. Cum facem diferența între plânsul normal și cel problematic? Uitați-vă cum v-am spus. Adică dacă el lui e foame, el va plânge și este un plâns normal. Da. Dacă scuticul cu este murdare, este un plâns normal. Dacă e, tu ai plecat jumătate de oră în bucătărie, el s-a liniș jucat liniștit și apoi el auzi că plânge. Da? El s-a și el te cheamă, el te vrea, vrea, să te vadă. atunci, în momentul când copilul este de deja se târâie, da, sau are scăunelul lui, tu poți să-l pui în el, deci era de -și, radic la 5-6 luni, și el stă lângă tine și te vede. Și asta e foarte important. Sau chiar că mulți părinți ce faci? Copilul este într-o mână și noi cu alta mână facem. A, -a nu creem, da. Și în principiu știți că este normal Pentru că copilul își va lua toată afecțiunea Și căldura care are nevoie de la noi Cu ce aș vrea să mai pun Un accent foarte important Deci Chiar și noi adulți trebuie să plângem și atunci să nu fie că facem această diferență de gen, da? Fetițele se poate plângă, băieții nu se poate Fiindcă eliberarea aceasta de emoții cu ajutorul plânsului este ca o... Știți, ca și ca cum jumătate de problemă a fost rezolvată. Așa. Fiindcă în moment că nu-i permitem copilului să plângă, să-și exprimă emoțiile, a plânge este ok, a, a rupe, a strica mobila nu este ok. Adică noi acest lucru este foarte important să-i spunem și putem să mai spunem și o frază, eu înțeleg că tu ești supărat, eu înțeleg că tu ne te doare, da? te plângi, și, dar hai să vedem cum putem găsi soluția. Adică în moment când deja are un anișor, el deja începe să ne asculte, el, el deja înțelege lucrul acesta. Desigur că la trei ani copilul este altfel decât la un anișor, dar este important că deja adică noi putem să prevenim unele cauze și invers putem să-l ajutăm că deja a venit acest lucru. Chiar observați când s-a vita jos, se plânge, a jos, să plânge, s-a zgâriat foarte tare. Ce face adultul? Bate scaunul, o bate masa, că tu ești de vină, adică masa. Adică și în felul acesta parcă micșorează durerea la copil. Sunt acțiuni involuntare, dar prin joc, anume noi putem chiar că din nou a plâns. Noi putem sustrage atenția și adultul este acel adult anume care poate și poate să-l ajute pe copil. Dar dacă revenim, iată, la bibeluș, ați zis uh -huh. că ei plâng mai mult noaptea da. și ați spus că le este dor de părinți în acel moment pentru că nu-i simte, nu-i nu vede. Ar fi bine ca părintele, de exemplu, să-și petreacă noaptea lângă copil, adică să doarmă alături de copil? O, specialiștii aici sunt în două tabere. Deci sunt tabere acum și europeană, franceză, dacă copilul trebuie să doarmă în camera lui, în pătucul lui, în felul acesta formăm independența, echilibru și toate cele. Chiar orice. de la naștere, da? Da, da, da. Și invers avem adepții care este ok copilul să fie lângă părinte, să simte această căldură și atașament chiar până la 2-3 ani. Și deja la 3 ani să fie în camera lui cu, cu ușa deschisă. Uitați-vă aici, atenție! copilul mic desigur noi să nu facem galăgie. El doarme, să fie liniște, da, da el da. Și dar dacă îl deprindem că sunetul vocei mamei și a tatălui este o voce normală, adică noi mai vorbim și el doarme, el el te aude, el știe că tu ești în casă. Uh, ușa deschisă dă, permite că știți cum, noi mergem prin casă. Uh, s -s, televizorul nu este galăgie, să știți. Adică nu înseamnă că nu pui muzica aceea tare tare. Adică sunt, sunt sunt sunete normale pentru perioada când copilul doarme. Și dacă vorbim aici ce facem, dacă cu cât copilul crește, cu atât uh, nevoia aceasta de a, de a uh, să nu percepem că îl îndepărtăm, să nu percepem ca o luptă între tată și mamă, că tu îl deprinzi că vrei cu noi în pas, sau, invers, adică unul din părinți ca și cum hai cu tine hai că e fric și așa mai departe. Dar uh, dacă îl ducem în altă încăpire, noi trebuie să-l învățăm, să-l deprindem, să-i micșorăm fricile. Treptat. Treptat. Cum poate fi? Poate fi și acea lampă de masă pusă și apoi când ea la doarme o stângem fiindcă este ok. Este această jumătate de oră înainte de somn, când citim, când ne jucăm, când discutăm ce s-a întâmplat ziua, și de acest moment este o deschidere. Chiar poate fi făcut până la 12-13 ani. Nu înseamnă că deja este mare, mai ai nevoie de mama și de tata să vorbim înainte de somn. Deci copilul atâta cât are nevoie. Apoi crește 14-15 ani și invers. El nu mai vrea deja. Uh, invers va închide ușa și nu intra în camera mea, <gătă> da. că e spațiul meu personal. Um, e, e bine ca noi să cunoaștem aceste lucruri, fiindcă copilul care doarme singur uh, are nevoie și de susținerea noastră. Adică ușa deschisă îi permite că aha, ne aude pe noi, înseamnă că este ok. Ușa închisă nu sunt sunete, eu sunt singur abandonat. Iată, deci, și de aceea și poate să mai fie și permisiunea că odată în săptămână copilul hai vină și dormează cu noi. Tot, adică până el se, se învață. Dar depinde și cum e comod părintelui. De exemplu, mie mi era, la început am încercat să-l pun separat, dar mi era foarte comod ca să-l alăptez când el e lângă mine. Și eu după asta mă odihneam eu lângă el. Adică așa am ales eu până la o anumită vârstă, să doarmă cu mine. Și eu cred că depinde de fiecare părinte cum decide, că nu este o regulă strictă. De-asta așa am zis, adică să, să adapt, adaptăm situația. Dacă da. zic specialiști o parte și pe mine mă, această mod mă aranjează, alegem aceasta. Dacă nu, alegem această moditate. Adică este important de strategie cum eu simt. Mm -hmm. Și totuși e bine să vedem și cum copilul reacționează. Și cum simte copilul, evident. Da, da, da. Fiindcă dacă tu vezi că el plânge o noapte, plânge a doua noapte, dar, dar eu sunt mamă severă care... Nu, așa să-l învăț fii După băiat. carte, da? Da, da, da. Uite, uh, nu înseamnă că ne manipulează. El pur și simplu chiar că se teme. Și acel că plâns... e micuț cum poți să ne manipuleze când are o lunișoară sau da, două? Da, da, da. da. Și, uh, te, uh, dar regulile îl ajută pe copil să înțeleagă. Așa, uite, facem bai, uite, deja tu ești mare, adică uite, aceste lucruri chiar că îl ajută pe el să înțeleagă. Dacă a dormit cu noi până acum, cum a zis, până la doi anișori. Și treptat el se maturizează, să știți. Adică nu e, nu e nu e nimic în asta. Mai am și o altă întrebare. Mulți părinți zic că cu primul, copil, primul copil plângea mai mult, iar al doilea copil plânge mai puțin. Îmi dau seama că aici e vorba despre, despre niște factori psihologici, despre calmul mamei. Da? Da, ce ne puteți da, spune despre da, acest lucru, pentru că ține și de acest lucru, prânzul copilului. E bine ai menționat dispoziția mea a mamei sau dispoziția și a tatălui, adică a părinților, se transmite copilului. Și fiindcă eu nu, nu cunosc totul, sunt încă indecisă, nehotărâtă, de fapt e primul meu copil, nu vreau să greșesc, imediat acest lucru se transmite bebelușului. Adică el vede că eu nu sunt în siguranță. Eu nu-i nu transmit mesajul că eu te iubesc și tu ești ocrotit. Eu îi transmit mesajul că eu nu știu ce să fac, tu plângi oare totul e bine, oare e să nu fac o greșeală, așa mai departe. Și de acest moment, mai ales, se vede și în mimică. Încă ceva mai este, ar putea, uitați-vă tot factorul psihologic, cum ai spus, anxietatea, frica mamei. Deci persoanele care, știți cum, este ok că fetele se deosebesc de băieți sau mamele de tați, adică cineva se teme de păianjen, cineva este mai finut și mai nu știu ce, dar totuși eu, adultul, sunt model pentru copilul meu. Chiar dacă eu mă tem de păianjen, copilul meu a venit, eu am luat papuc și am strivit acel păianjen, cu toate că ați înțeles, adică mesajul este, Doamne, nu mă ating de păianjen, nu cela. Dar eu trebuie să arăt că eu sunt Super mamă de cel mai curajos om de pe pământ. Și în felul acesta l-am văzut pe copil. Fiindcă fricile mele nu trebuie să le vadă copilul. Sau invers, în fața copilului să fiu curajoasă, să mă duc la înălțime cu el, să fac uh, uh, drumeții, cum se zice. Adică, că, adică este important acest lucru. Dar nu va percepi copilul ăsta ca lipsă de autenticitate în viitor? Nu. 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 De ce? Fiindcă uh, pe fața mea nu va fi, știți așa, o mimică că, că se vede că sufăr că mă duc. Nu, eu de fapt primesc plă plăcere fiindcă e nevoie de a îl învăț să înfrunte durerea. Adică o înfrunt eu pentru el, cam așa, da, da? Da, da, Și în felul acesta, noi dar nu spunem eu că eu mă tem și mă duc pentru tine. Exact. Nu, nu. Deci asta și este a ocroti a vorbi cu alt adult despre problemele tale. Așa. Nu cu copilul să vorbești despre problemele tale. Fiindcă copilul are nevoie de copilărie. Mm -hmm. Și mai spun special despre depresia mamei. Atunci când mama este în depresie, de multe ori mamele au depresia asta postnatală sau se gândesc cum vor face față. Și A... asta se transformă în plânsul nocturn al copilului. Să știi că asta e o problemă actuală, mai ales din, din, din două momente când poate fi primul, al doilea copil, unul după altul, mama nu are socializare cu alți adulți al sau cu alte mame și acest lipsă de contact însoțită de depresia aceasta o face mai neglijentă față de copil. Atenție, nu din cauza că ea nu-și iubește copilul, dar depresia ca boală, de fapt, și încă se cronici, croni, devine cronică, da? da? face să fii mai, nu că mai rece, mai distantă, dar un în comportament ești rece și distantă. Și tu nu te poți lua în mâini ca să-i arăți zâmbetul, ca să-l iubești și mai departe. Nu degeaba Freud, uh, anume el studia mamele acestea care cu isterie, da? Sau mamele care erau reci și distante față de copilul propriu, parcă obosite de viață. Adică cum ar fi echivalentul a cea care e cu depresie, obosită de viață, plictisită ce să fac și așa mai departe. Deci e nevoie de a trezi dorința sau dacă observăm aceste momente, de a preveni, adică să nu aștept o jumătate de an ca să fie starea mult mai gravă. Adică celălalt partener, dacă vede acest lucru, numai decât să-i găsească un psiholog să discute, să, găsească, să ceară ajutor. Să ceară ajutor, dar la specialist. Sau ar putea chiar simplu, ia nu, mai duci cu prietenile tale și mai vorbește. Uh -huh. Adică copilul, nu uh, uitați-vă cum ar fi. Da, copilul are nevoie de mamă, dar el are nevoie și de tată. Și alăptarea este la ore, nu în fiecare cești nu te Acum suplimente. se acum la cerere Așa. Dar... Ei, e ok, dar totuși dacă vorbesc de a forma un regim, o, o disciplină, este ok. Și Asta să... e iarăși alt tabără, zice da, de regim. Da, da, da. da. Dar, dar acest regim mă ajută pe mine ca adult să am timpul meu personal. Acesta este, da, da. este plusul celălalt. Și atunci, dacă eu l-am hrănit la ora 3 și deja are 6 luni, dar până acum tata s-a ocupat cu copil. Am lăsat copilul cu tata. Știi că dacă e foame, poftim, poți să-i să dai praf sau ce mai este, sau ce da, acolo. Da. adică ceva care deja adică, s-a implementat în alimentație sau ceai sau apă și eu la 3 ori voi fi acasă. Adică înseamnă eu m-am dus pe două ori, eu înțeleg pe drum pierd o oră, stau acolo doar o oră, jumătate de oră până vin înapoi, dar este foarte bine că am ieșit. Iată, eu mi-amintesc că eu primeam plăcere chiar și de la mersul într-o leu. Când, când era copilul meu mic Mă așezam și urmăream tot ce se întâmplă în oraș Și era deja o plăcere că am ieșit din casă da, da, Și vin da. altfel, cu alte forțe Și pot să-i umplu, cum zice Gary m-am place foarte mult Pot să umplu vasul copilului meu cu dragoste După ce eu m-am umplut da, da, da. Fiindcă, imaginați-vă, partenerul merge la serviciu, vine obosit. E adevărat, el s-a odihnit o oră și apoi este cu mine și cu copilul. Dar este momentul când el vine obosit o săptămână, o lună și tu ești persoana care n-ai cu cine vorbi. Vorbești cu copilul, îl înveți poezie, îl înveți cu tare lucruri, dar tu ai nevoie de comunicare adultă. Și este foarte momentul acesta important de a, nu numai de a vorbi pe Skype, la telefon, cu prieteni, dar chiar de a ieși. Este ok, este, știți cum ar fi, o mică jertfă aceste o lună, două, trei, patru, când ești doar cu copilul, da? Dar și în această perioadă poți să chemi pe mama la tine, poți să chemi o prietenul special, Adică nu înseamnă că ești, știți cum... Izolat. Izolat, deci, da, dar nu ești e bolnavă. E cu coronavirus, nu știu. Dar nu ești, Cam... nu ești bolnavă, da, într-un fel spus. Ok, dar este ruda ta, este mama ta. Cum adică să nu mă întâlnesc cu mama? Cum bunica să nu vadă copilul? Sau cum cu mătru sau cu cum la noi la moldoveni. Dar atenție, iarăși putem unica ce să întrebăm. Uite, eu, eu n-am avut contact. Da, da, Și tu dacă n-ai avut, adică eu Responsabil. Te să ne Și atunci este ok acest lucru? Adică este, este normal pentru a prelungi viața? Iată, deja ați început să răspundeți la întrebarea pe care vroiam să o adresez eu. Dacă copilul n-a dormit câteva nopți, evident că mama sau tata sunt foarte obosiți. Iată, deja ați început să ne răspund. cam ce ar trebui să faceți. Să facem? Să cerem ajutorul cuiva? Da? Uitați-vă aici, sunt două momente, fiindcă durere, am spus că poate să plâng din cauza durerii și mai ales când aceste scolici în burtic sau când primul dinte, doile doua din, știu. nu da. de dai seama cu copilul și el toată noaptea plânge. Și atunci este aici chiar ca ajutorul partenerului. Imaginați-vă chiar în cazul meu, deci copilul plângea o oră, două, am stat eu, simțeam că gata, am devenit nervoasă, iritată, am trezit partenerul, e clar că nu mai dormea, hai te rog, stai tu un pic. Și asta era foarte important. Când vedeam că deja el se irită, eu luam înapoi copilul. Și asta este foarte Adică o susținere în care nu aștept, el trebuie să vadă că e ne greu. Și eu, adică, bat clopotul, hai te rog, stai, adică, jumătate de oră, cinci minute. Și când am văzut că deja nu mai poate, nu am, am stat eu o oră și el trebuie să o oră. Depinde, un partener, fiecare suntem individual într-un fel spus. Și dacă am zis de apel, apelare la ajutor, să știți că aici e, 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 sunt diferite familii. Unele familii, ca și cum eu, nu vreau pe mine să implic, sunt independentă și am să mă descurc singură. Poziția aceasta este ok până în moment când tu ajungi chiar foarte epuizat. Și de aceea, omul puternic este acela care cere ajutor. Nu înseamnă că tu ești slab, nu înseamnă că tu nu ești bun ca mamă sau tată, nu te descurci, nu înseamnă că cer sfatul, ajutor, hai, te rog, ce aici. Este momentul în care noi suntem o echipă. O echipă sunt eu cu soțul, dar suntem o echipă eu cu părinții mei, care chiar dacă eu sunt deja mare, ei mă ajută. Adică am sunat, au venit și au stat cu copilul sau am sunat, au dus copilul la, la muzică. Este un moment foarte important, fiindcă să fie și ei implicați în viața nepotului și el va reține asta și va aprecia copilul peste ani. Că asta da, era da, da, fiindcă există comunicarea cu cine? Cu bunelul și bunica, care în general se spune că părinții sunt severi, dar bunei iubesc. Adică, momentul acesta în care uh, bunelul parcă este mai, mai deschis, mai indulgent, mai blând, da? Și are, are răbdare de a asculta, de a explica. Dar adulți, fiindcă suntem uh, în perioada când carieră, autorealizare, da? Adică uh, tot facem în pripă, repede, uh, să reușim aceea, să reușim aceea. Și este ok. Adică, până la urmă, ne adaptăm și mergem înainte. Nu înseamnă că gata, fac pauze. Fiindcă dacă tu faci pauză, nu mergi la serviciu tu suferi din alt moment. Și atunci este momentul cel în care copilul deja la trei ani socializare la grădiniță. Da deci, și... uitați-vă, acest moment este important, fiindcă dacă vorbim de plâns, trebuie să vedem că plânsul poate fi sănătos și este ok că copilul câteodată să plângă. Nu este sănătos când plânge foarte mult, e nevoie să vedem, este curat, este murdar, îl strânge sau nu haina, Așa. este bolnav, adică din ce cauza cele dureri. Iată, asta am vrut să, să adresez întrebarea. Când e cazul să merg la medic și când la psiholog? Să știți că dacă vorbim de medic, dacă copilul plânge, tu nu știi ce e cu el, ai făcut totul apelați la pediatru, nu așteptați, fiindcă copilul, să știți, există, uh, cum am zis eu, mai ales, uitați-vă, nici nu pot spune că indiferența părinților, din cauza că noi avem un job și ne temem să nu-l pierdem și n am timp să mă duc la medic, nu, ați luat copilul și l-ați dut, fiindcă putem să-l pierdem, mai ales că boala foarte repede se agravează la copil, nu ca la adult, uh, mai ales dacă vorbim de căile respiratorii, ele sunt mai, îngust, mai scurte și -o mult mai repede se îmbolnăvește, adică pneumonia o înhață mai repede ca noi, dar pneumonia, vă dați seama, un copil de cum a, avem, să 3 kg. Da, da, da. Adică nu trebuie să cu acest lucru să, să ne jucăm într-un fel, spus că e sănătatea așa noastră. De adică, fapt. în primul rând, facem un test sau o consultație la medic. Nu mai decât. Când poate fi psihologic, când la medic. eu încă n-am auzit că copil de șase luni să ajungă la psiholog. Nu, eu cred că mă refer că părintele să meargă la psiholog, pentru că nu va merge copilul, dar părintele, evident. Așa. Da, uite ce ai dreptate, că adică părintele care simte că nu mai reușești cu copilul, cu ei devine nervos, iritat. sau invers are situația aceasta, cum am spus, de indiferență. Da? Uite, atunci lasă să apelezi la psiholog sau la psihoterapeut pentru a rezolva situația, să vadă ce s-a întâmplat acolo. Fiindcă deseori conflicte dintre parteneri, din cuplu, se răsfrâng asupra copilului. Adică copilul seamnă cu partenerul și dacă seamnă cu el, înseamnă că automat, parcă aș face o proiecție, da, seamnă... Dar și copilul o simte și asta se reflectă în plânsul nocturn sau chiar diurn. Cred că nocturn, fiindcă dacă ziua noi ne putem, cum se spune, ascunde, proteja, adică controla, pe noapte eu nu mă pot controla. Uite, -am, am, am visat ceva, coșmarul și m-am trezit, adică acest plâns. Sau acea durere care ziua poate mă jucam și n-am simțit, dar anume noaptea se acutizează. Doamna Ștefăniț, vă mulțumim pentru aceste recomandări prețioase. Vă mai așteptăm cu drag și la alte subiecte, la alte discuții la noi. Cu drag. O zi frumoasă tuturor. Mulțumim. Dragi ascultători, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Drag, dacă aveți întrebări sau sugestii, vă reamintim că ne puteți scrie pe pagina noastră de Facebook Educație pentru viață la Radio Vocea Speranței Moldova sau ne puteți contacta la adresa electronică contact@revese.md. Vă dorim să aveți resurse pentru a crește copii calmi și fericiți. Radio Vocea Speranței